Pentru a doua oară în ultimele 4 luni, persoanele cu posibilități financiare reduse își pot steriliza gratuit câinii și pisicile de rasă comună grație unei campanii organizate de Primăria Municipiului prin Societatea Giurgiu Servicii Locale cu sprijinul financiar al unei fundații elvețiene, Suzy Utzinger. Campania a început joi și va continua și săptămâna viitoare, pe 18, 19 și 20 decembrie. Locul de desfășurare este Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Militari, situată vis-a-vis de Biserica Înălțarea Domnului. Aici a fost amenajat și un stand pentru donații, doritorii putând contribui cu hrană sau pături pentru câinii din adăpostul public. Sterilizările sunt efectuate de medici veterinari din București, de la cabinetele Green Vet Care și Paumi Vet. Suntem 2 medici și 3 asistenți. Ieri am reușit să facem 70 de animale între ora 10 și ora 18. Sterilizarea câinilor este obligatorie și reprezintă singura metodă eficientă pentru eliminarea abandonului puilor nedoriți și reducerea numărului câinilor de pe domeniul public. În plus, există și beneficii medicale. Beneficiile sterilizării sunt multiple. În primul rând avem de a face cu beneficiile medicale, da? În cazul masculilor apare o calmare a acestora fără să își piardă simțul teritoriului. Se elimină riscul apariției problemelor cu prostata sau cancerele testiculare, iar la femele sunt și mai multe beneficii medicale, eliminăm riscurile apariției tumorilor mamare dacă sterilizarea este făcută la timp. Există niște afecțiuni ginecologice care reprezintă urgențe chirurgicale, cum este piometrul, și atunci eliminăm și acest risc. Și există fenomenul ăsta al mulțirii necontrolate care nu poate fi stăpânit decât prin sterilizări masive. Nici o campanie de acest fel nu se poate desfășura fără ajutorul voluntarilor de toate vârstele. Pe Andra și pe Andreea, eleve în clasa 12 la Colegiul Național Ion Maiorescu, le-am întâlnit vineri printre animăluțe pentru a le ajuta și a fi sigure că nu le lipsește nimic. Chiar dacă timpul liber este unul limitat în condițiile în care anul viitor acestea vor susține examenul de bacalaureat, pregătindu-se totodată și pentru facultate, aleg ca o parte din el să-l dedice și acestor activități de voluntariat. Faptul că ambele dețin animale și le iubesc a reprezentat un bonus. Am o iubire foarte mare față de animale și mai sunt și alte lucruri, cum ar fi faptul că doresc să ajut animale cât de mult pot și oamenii care doresc să ajute animale au tot suportul meu și sunt aici pentru ei. În ce a constat ajutorul vostru? Noi suntem aici, avem grijă de animăluțe când se trezesc, le punem în diferite cuști, cum sunt numerotate, anunțăm când se trezesc și avem grijă să nici nu fie prea stresate sau speriate. Le mângâiem și le arătăm niște iubire. Am ajutat și adăpostul și am dorit să particip și la această campanie pentru că sunt multe animale și este nevoie să fie ajutate. În ce a constat, practic, munca ta aici? Am ajutat cu manevrarea cuștilor foarte mult, cu scoaterea branulelor și cu curățarea după animale, pentru că este nevoie și nu sunt oameni la campanie care să ajute. Ai fost și la adăpostul pentru câini? Cum stau lucrurile acolo? Da, am fost la adăpost. Este plin adăpostul și sunt foarte puțini voluntari la adăpost, dar se încearcă, toată lumea încearcă cât mai mult să ajute. Giurgiuvenii care vor să își sterilizeze câinii și pisicile de rasă comună o pot face și săptămâna viitoare, de luni până miercuri. În prealabil este necesară o programare la numărul de telefon 0732 602 492, acesta fiind disponibil de luni până vineri în intervalul orar 10-15.